După cum știți, pe mine mă puteți găsi pe internet pe dozadeh.com și pe Mișul puteți găsi pe... La... zona Piața Alba Iulia. Piața Alba Iulia, pe acolo, pe acolo sta. În fine, până una alta, suntem pe TV, așa că hai să ne luăm o doză de iNet. Bă, Mișule, tu ai fost prins vreodată de ai tăi făcând chestii stânjenitoare? Adică cum stânjenitoare? Adică, nu știu, poate și ciufulai bărzoiul când te-a prins maică-ta, sau poate îți frecai mai mulța când a intrat actul peste tine, sau poate erai în fața oglinzii cu sutienul lumata pe tine și te-a prins. Da, chestii de genul. Nimic de genul. Îmi aduc aminte de un moment stânjenitor. Eram la mine în cameră și ascultam Fuego. Și a intrat mama peste mine. Păi ce ai făcut? Am mutat repede pe un film porno. De ce? Eram mai ușor de explicat. Ok. Și ca să mai eliberăm puțin tensiunea... E, lasă că știu cum eliberezi tu tensiunea. Mișule! Adică joci table, mă! Te-am rugat frumos! Mitică Dragomir! Ok. Și tocmai din cauza asta am creat pentru tine, Mișule, în seara asta o categorie specială de clipuri. Păze. O să o botezăm prins de mama. Ia să vedem. Deci a trecut de la Biugi Mafia la Nicole Sherin în 2 secunde, frate. Mamă, mamă. What are you doing? Alicia, get out! Mamă! În exclusivitate la Comedy, momente din copilăria lui Cătălin Botezatu! E bine că vedem imaginea asta. Bă, însă de departe preferata mea e tipa asta care face videochat și îi cade pătura din geam în timp ce face chestia. Fii atent. Să nu-și facă probleme, așa a început și Loredana Chivu. Da.